Victorie spectaculoasă obținută in extremis de Politehnica Timișoara contra nou promovatei Peciu Nou. La pauză tabela a indicat 1 la 1 după reușitele lui Denis Bud de la Peciu, respectiv Curescu de la Timișoreni. O serie de ocazii ale al violeților aveau să anunțe golul izbăvitor. Acesta a venit în minutul 92 dintr-un penalti executat de capitanul Cristian Bocșan. Reprezentanții echipei adverse au acuzat maniera de arbitraj, spunând că penaltiul din minutele de prelungire a fost unul inventat. Da, un meci bun făcut de ambele echipe, un derby susținut și din tribună de mulți spectatori, un meci frumos care, din păcate, a fost stricat de, de maniera de arbitraj. Consider că un penalt inventat în ultimele minute când nu mai aveai ce să faci, dar asta nu, nu schimbă cu nimic rezultatul final. Sunt trei puncte pe care le-am pierdut, consider că am făcut un meci care ne îndreptățea la, la mult mai mult. De cealaltă parte, Paul Codre a precizat că scorul putea fi mult mai mare și că echipa sa a ratat mult. Da, o victorie suferită astăzi, pentru că, zic eu, am ratat ne nepermis ne, ne de mult. Dacă reușeam să înscriem din ocaziile clare care le aveam, cred că meciul era mult mai ușor. Așa, meciul s-a dus pe muche de cuțit, s-a creat și puțină tensiune și nu, nu ne doream să ajungem aici, dar na, astea sunt meciurile de Liga 3 -a și, până la urmă, bine că a bine. Prima repriză a fost marcată de un protest al suporterilor al violeți. Aceștia s-au arătat deranjați de o postare pe rețelele de socializare ale clubului și au venit îmbrăcați elegant în și în tribună, ultra și nu au scandat nimic până pe finalul reprizei.